Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce are de gând persoana voastră și nu are de gând să vă spună totuși. Să vedem energia persoanei voastre pentru a putea vedea exact cu cine avem de-a face. Energia persoanei voastre. Avem aici 3 de pentagrame. Ei bine, această persoană, sincer, cu 3 de pentagrame are tendința de a se orienta spre țelurile sale. Țelurile sale de regulă sunt un pic mai materiale, un pic mai mult legate de bani, avere, proprietăți și așa mai departe. Problema este că această persoană cumva are tendința să considere că felul cel mai potrivit pentru ea de a reuși să obțină aceste proprietăți, aceste bunuri, este prin intermediul altor oameni, prin intermediul relațiilor și cunoștințelor. Atenție foarte mare, pentru că această persoană are tendința să se bazeze un pic prea mult pe alți oameni. Nu prea văd un spirit atât de independent, dar văd unul destul de orientat spre a face bani. Țineți cont că această persoană se poate asocia cu persoane nepotrivite cu mare ușurință și nu întotdeauna reușește să discearnă ce este bine de ce este rău. Această persoană poate să ajungă încă o dată în anumite cercuri vicioase. Energie de pământ am aici, Taur, Fecioară, Capricorn. Atenție foarte mare, pentru că cifra 3 de regulă este o cifră care aduce protecție divină. Dar, pe de altă parte, protecția divină nu ajută la infinit dacă noi tot ne punem singuri în anumite cercuri și situații dubioase. Energia voastră, aș vrea să văd și pe a voastră totuși. As de spade, voi vreți adevărul. Voi puteți fi aici în zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Asul de regulă este reprezentantul gemenilor, dar mai poate să fie vorba și de celelalte zodii. Atenție foarte mare, pentru că aici s-ar putea ca această persoană să vă urmărească pe rețelele de socializare, această persoană voastră în zodie de, în energie de pământ, da? Atenție foarte mare, pentru că la cum văd eu lucrurile aici, lucrurile nu sunt neapărat atât de, nu știu, clare, evidente și discutate. Comunicarea nu este deschisă. Cu 3 de pentagrame, care de regulă simbolizează mai ales Taurul și aici mai ales Gemenii, atenție foarte, foarte mare, pentru că lucrurile nu sunt neapărat atât de drăguțe pe cât par și nu sunt suficient de comunicate, nu sunt suficient de vorbire. Este ca și cum voi sunteți dispuși să oferiți adevărul la rândul vostru, dar persoana voastră nu neapărat. Bun. Hai să vedem. Energia dintre voi acum. Ce se întâmplă între voi, ca să știu și eu exact ce e aici, de fapt și de drept. Rege de cupe, ok. 2 de pentagrame. 2 secunde. Și un as de pentagrame. Ei bine, în primul și în primul rând, aici am mai mult o energie de du-te vino. Energia emoțiilor există, dar această persoană din zodie de pământ mie îmi pare să fie un pic mai prinsă de sentimente decât vrea să accepte, decât vrea să fie ok cu ele și asta câteodată lasă această persoană cu garda jos. Cu 2 de pentagrame, totodată, vedem că aici este mai degrabă o situație de du-te vino, comunicăm, nu comunicăm, ne vedem, nu ne vedem. Nu este nimic stabil și nu este nimic care să dureze o perioadă prea lungă de timp. Este mai degrabă o situație în care, ok, 3 zile vorbim totul drăguț și brusc deodată ne oprim din comunicat sau brusc ne certăm sau brusc avem o problemă și nu vedem soluția, alegem să ne îndepărtăm unul de celălalt și așa mai departe. Efectiv, nu văd ceva neapărat extrem de stabil în acest moment. Cred că în viitorul apropiat, voi cu asul de pentagrame veți reuși să stabilizați această situație, veți reuși să găsiți un punct
prin care să mențineți această situație echilibrată, dar asta înseamnă și o abordare un pic mai practică, mai mentală, mai rigidă din partea voastră. Pentru că dacă această zodie de pământ este copleșită de emoții, energia aerului aici trebuie să vină cu acea practicalitate pentru a face un pic mai ușor pentru zodia de pământ să digere lucrurile. De îndată ce lucrurile acestea vor fi un pic mai ușor digerate, lucrurile încep ușor, ușor să se îmbunătățească. Dar asta nu înseamnă o îmbunătățire miraculoasă sau că totul se întâmplă peste noapte sau ceva de această natură. Bun, ce gândește persoana voastră? Ce gândește persoana voastră? Doi de cupe. Această persoană se gândește la o relație cu voi, se gândește la ideea de stabilitate, se gândește la faptul că există această posibilitate, dar totuși trebuie să aleagă dacă într-adevăr își dorește acest lucru sau nu. Dacă într-adevăr această persoană este dispusă să acorde energia necesară pentru a face lucrurile sau nu. Atenție foarte mare, pentru că la cum văd lucrurile aici, această persoană are anumite rețineri în legătură cu a duce lucrurile spre o relație mai asumată, mai stabilă și pentru a depune tot acel efort, dar nu este ca și cum vede asta ca fiind imposibil. Este ceva de genul, hai să lăsăm un pic timpul să treacă, hai să vedem cum ne înțelegem, hai să, să vedem cum ne găsim noi echilibru împreună și după decidem, nu înainte. Deci aici s-ar putea să trebuiască să apară o frecventare, o ieșire, sau mai multe, nu zic, nu? Așa, dar cumva aceste întâlniri pe care voi le veți avea cu această persoană este ca și cum comportamentul va fi de relație, dar statutul nu neapărat. De asta aici această persoană o să vă solicite pentru mulți dintre voi ca efectiv comportamentul și totul să fie de relație, dar statutul nu neapărat îl veți primi atât de repede. Este bine să aveți răbdare în legătură cu această situație, pentru că eu aici nu văd o cale de a grăbi lucrurile. Cei care rezonați cu această etalare, nu are sens să vă grăbiți, nu are sens să săriți peste pași. Știu că poate fi nu prea comun sau nu prea confortabil pentru voi, dar este necesar de această dată. Bun, să vedem mai departe. Ce intenționează această persoană? Am și regina de cupe. Începe cu rege de cupe și trecem la regina de cupe. Aici va exista o energie foarte compatibilă. Atenție, pentru că această persoană în perioada imediat următoare trebuie să decidă. Cumva nu vrea să vă spună această persoană că trebuie să decidă dacă se implică în această situație sau nu, dar va trebui să deduceți voi din comportamentul său. Nu trebuie să vă îngrijorați sau să vă temeți de terțe persoane. Nu trebuie să vă faceți griji că această persoană ar putea să iasă și cu altcineva în paralel sau să vorbească. În acest moment nu este acea energie în care, da, hai să îmi fac griji, hai să mă stresez, hai să mă gândesc, hai să îmi creez probleme și dacă nu sunt și dacă sunt, eu tot trebuie să-mi creez probleme. Nu. Asta este o energie în care trebuie să lăsați lucrurile să curgă și să lăsați această persoană să decidă. Chiar dacă asta înseamnă că în perioada imediat apropiată, persoana asta are tendința de a se retrage, persoana asta vine către voi, dar trebuie lăsată să-și ia propriile decizii, trebuie lăsată cu propriile gânduri, trebuie să facă totul, toate astea de una singură, trebuie să decidă de una singură, trebuie să vadă de una singură, nu puteți fi acolo voi și să-i arătați, uite, acolo-i drumul, pentru că dacă voi încercați să-i impuneți calea pe care voi vreți să urmați persoana voastră numai de naibii și de ambițioasă, va alege cealaltă cale. La baza pachetului aici, eu am un 4 de cupe, un turn, un 9 de spade și un 8 de pentagrame. Cred că ar fi cazul să ne dăm seama că toată această situație nu se simte drăguț pentru persoana voastră. Trebuie să ne dăm seama că persoana voastră încearcă să iasă aici din niște tipare toxice, din niște tentații pe care le are în viața de zi cu zi și să le zică stop și nu, eu vreau să-mi încep viața de la capăt. Nu este cazul să judecăm, dar eu aici cred că este un fel de șantaj ce are loc în viața acestei persoane, mai ales în viața celor care există, în care există o altă persoană, în care există un element de trio în acest moment în care voi vă uitați la etalare. Și nu cred că această persoană va reuși
să iasă foarte rapid, dar intenția sa este de a reuși să reziste. Deci intenția sa de a îmbunătăți situația, de a se elibera de situațiile toxice din viața acesteia este acolo. Depinde de voi dacă vreți să așteptați această persoană sau nu, dar la cum văd lucrurile aici, sincer, pentru voi, dacă știți că reușiți să aveți acea răbdare de care această persoană are nevoie, atunci da, dar dacă nu, vă complicați destul de mult singuri. Nu este o dinamică drăguță, este și un element de trio, este și destul de multă provocare, foarte multe persoane care se bagă, tot felul de circunstanțe, destul de mult stres, tipare care se repetă cu, turnul, nu știu de ce asta m-a dus cu gândul la diavol. Dar un pic de atenție, pentru că la cum văd lucrurile aici, persoana voastră este în progres, nu pare din exterior că reușește, dar de reușit va reuși. Doar că sunt niște tranziții foarte grele, foarte dificile și persoana asta îmi pare să fie epuizată. Aici, de fiecare dată, această persoană, dacă vă uitați mai bine la casă, sau nu știu dacă se focusează suficient de bine, este cu ochii închiși. Atenție, pentru că aici această persoană nu a vrut să accepte, nu a vrut să vadă, nu a vrut să conștientizeze anumite lucruri și acum aceste lucruri îi vin direct în față. Deci nu e o situație drăguță oricum. Deci, această persoană se gândește să aleagă, se gândește să vină spre voi, se gândește dacă să facă acest pas sau nu, de ce nu vrea să vă spună acest lucru sau de ce are o reținere în a se deschide față de voi, este pentru că acolo poate să fie și o terță persoană implicată, terță persoană din punct de vedere amoros, da? Deci nu vorbim despre mămica, tăticu, bunica și așa mai departe, vorbim de un alt partener. De asta zic, atenție aici, pentru că dacă aveți de gând să așteptați, dacă aveți de gând să aveți răbdare, dacă aveți de gând să lăsați lucrurile să curgă în ritmul lor, bine, dar dacă vreți să le grăbiți, mai bine renunțați, pentru că nu puteți să le grăbiți și să și iasă bine. O să iasă mai mult haos dacă voi grăbiți din punctul ăsta. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!